Gata. Așadar, încercăm să prindem curaj, pentru că, după cât îmi dau seama, nici tu, nici eu nu am găsit soluții. Dacă știi care a fost discuția, nu? Ultima. Cine găsești, dacă cineva găsești ideea mai devreme, sună. Cum n-ai sunat, cum n-am sunat, înseamnă că n-am găsit. Niciunul din noi. Și care ar fi ideea? Ce putem face acum? Puteam să fie evitat. Era o variantă, să zicem, să ne mai gândim. Dar cel mai frumos ar fi să încercăm amândoi. Și când spun amândoi, nu spun așa de ca să doar să arunc o vorbă, ci chiar așa. Eu sper foarte tare în sprijinul tău. Nu știu dacă ți-am povestit, când eram elev la clasă, eu stăteam foarte, foarte, foarte atent. Dar foarte atent. Și profesorul meu de fizică era... descoperisem că eu îl urmăresc cu foarte multă atenție și tu o să faci și tu fizică, începând de clasa 5-a sau 6-a, nu mai știu exact când se începe fizica, dar așa se întâmplă că și în școala generală chiar. Ei bine, atât eram de atent încât el stătea cu ochii pe mine și ca nu cumva să spună o greșeală, că probabil simțea că eu îl pot corecta. Deci acolo atât de mult descoperisere că eu aveam o chestie atât de naturală și că el trebuia să aibă grijă să nu greșească. Și atunci s-a întâmplat într-un moment când eram în clasa 10 că l-am descoperit și dacă l-am descoperit am spus stop, nu se poate. Nu-i bine aici. Și momentul acela a însemnat șansa mea de a discuta cu el și n-am mai fost un elev. Am fost colaborator. Pentru că el îmi spunea, uite că nu-mi iasă chestia asta, vrei să te ocupi și tu de ea? Deci așa, asta amintire o am eu și așa am făcut tot timpul ca profesor. Deci în clipa în care m-am aflat într-o situație, mi-am căutat sprijin în elev. Pentru că elevul este cel care poate să te ajute foarte, foarte mult în situații de acestea. Și hai să vedem acum cum, înainte de a, așa, mai repetăm încă o dată să vedem dacă am înțeles bine. Vezi că n-am șters nimic de aici, nu? Totul este cum am lăsat. Întrebarea este, noi am și verificat asta parcă, nu? 76,29, scrim pe 7629 minus 76, adică minus partea întreagă. Și fracția asta care o obținem este cea care, dacă facem împărțirea, ne conduce la rezultatul ăsta. Nu? Da. Nu știu dacă am făcut-o pe asta. Chiar cu 76 am făcut o altă, bănesc eu. Am făcut... Ce fracție? Da. Ce număr decimal am avut? Eu nu am făcut-o pe asta, am făcut alta. Zi-o pe cea care am făcut-o, că nu mai știu care, că nu aveam scris. 2326 pe 99. Acolo am ajuns la împărțirea asta, dar el a plecat de la altul. 23,40... 49 în perioadă. Așa, de acolo. Și ai văzut că a aprobat și am fost foarte fericiți. Așadar, ți-ai notat formula asta, nu? Da, deci modul în care transformăm un număr decimal periodic simplu în fracție ordinară, modul în care transformăm este acesta. Scriem tot numărul din care scădem partea întreagă supra atâția de-al din nouă câte cifre are partea decimală. Mai facem un exemplu ca să văd dacă ne clară chestia asta. Uite, 27,375, 375 în perioadă, este egal cu
37.375 37.375, deci scriem complet fără virgulă, minus... Minus 37. Așa, minus 37. Deci minus partea întreagă. Totul supra 999. Totul supra 999. Și egal mai departe, te rog să faci calculul. Doi. De 7 din 15. 7 din... Așa vine, nu? Da. Nu 5 din 7, 7 din 15. Cât este? 8. 8. 3 din... 3 din 16. De ce din 16? Din 6, pardon. 3 din 6. 3. 3. N-am nimică, deci copiem 373. 373 copiem și face 37.338 supra 999. Da. Și acum le spunem prietenilor noștri dacă vor împărți pe 37.338 la 999, sigur, da, sigur, vor găsi numărul decimal, 37, în perioadă 375. Da? Deci ne este foarte clar acum. Hai să ne ducem cu, să ne spune cu Doamne ajută, să ne ducem la problema care o avem noi, așa dificilă și pe care nu n-am dibuit-o, noi am găsit rezolvarea. Deci este vorba de, o să fac eu, să fac așa, dar hai să iau și parte întreagă. Nu iau parte întreagă, că mă complic. O să iau parte întreagă mai târziu, măcar așa, cu 0, virgulă. Deci să zic așa, x egal cu, notăm cu x, x egal cu 0,23, și în perioadă 786. Vreau să-l transform, să văd ce fracție găsesc, ce să pun la numărător, ce să pun la numitor, încât în clipa în care m-a pus să fac împărțirea, numărătorul acesta la numitor, să-mi dea exact așa ceva. Din felul în care arată, cum crezi, cine va fi mai mare? Numărătorul sau numitorul? Fiindcă e 0,23 în perioada 786. Mai mare o să fie numitorul. Numitorul, corect. Numitorul, nu numărătorul. Perfect, asta e. Dacă era numărătorul, însemna că era supraunitară și dacă fracția e supraunitară, trebuie să fie mai mare decât 1. Exact. Și atunci la partea întreagă e măcar 1. 1 și ceva, nu? Da. Nu 0. E foarte bine că ai precizat lucrurile acestea. Acum, aș vrea să mai încerc ceva înainte de a mă apuca de lucru. Hai să vedem. Uite, spunem așa, 3x egal cu 7. Cu cine este egal x de aici? Șapte pe trei. Corect. X egal cu 7/3. Alta. Dacă aș avea 5X egal cu 1/2.
Ne vine greu. Dar hai să scrim așa cum știm. Că înseamnă 7 împărțit la 3 a fost. Aici 1 pe 2 împărțit la 5. Deci x egal cu 1 pe 2, scriem exact cum știm noi, împărțit la 5. 1 pe 2 împărțit la 5. 5 pe 1. Da? Deci am scris că x este dreapta. Nu? Dar poți să scrii la 1 pe 2 împărțit la 5 pe 1. Deci scriu 5 pe 1 până aici și știu că sunt acum la împărțirea două fracții. Și cum se împart două fracții? 1 pe 2 ori 1 pe 5. 1 pe 2 ori 1 pe 5, care mă conduce spre... Numărător între ei, numitor între ei. Dacă nu se poate face, vă simplifica, nu se poate. 1 ori 1 face 1 supra... 1 supra 3. 1 supra? 10. Supra 10. Deci nu scădem, nu, înmulțirii, da? Numărătorii între ei și numitorii între ei. Deci 1 pe 10. Cu alte cuvinte, 5-ul a venit aici la numitor foarte repede. Și s-a mulțit 5-ul cu 2. Datorită faptului s-a răsturnat. Deci prin împărțire se întoarce și ajunge 5-ul la numitor. Așa că dacă spun 7x egal cu 3 pe 4, cum îmi dai tu răspunsul foarte repede? Rezultă x egal cu cine? Uite de exact cum s-a întâmplat acolo ca să înțelegi foarte bine. Păi scriu. E 7x egal cu 3 pe 4, x egal cu... 3 pe 4. 3 supra. 7 pe 1. Deci împărțit la 7 pe 1. Da. Egal. 3 pe 4 ori. 4 ori 1 pe 7. Da. Egal cu 3 pe 28. Pe 3 pe 28. Deci e foarte, foarte simplu. Mai rapid, ca să mai pășim peste etape, tu ai înțeles acum că 7-le ăsta ajunge la numitor, ca și 4 ori 7, pentru că inversa fracției cele, 1 pe 7, 7 pe 1, da? Deci, încă o dată să scriu, 8x egal cu 5 pe 2, deodată spunem x egal cu, de parcă ai făcut toată, ai trecut prin toate etapele și spui x egal cu? X. Patruzeci pe doi. Nu, păi nu se mulțește la numărător. Păi uite când vine, când x e egal cu cine? Cu 5 pe 2 nu, împărțit la 8 pe 1. Deci vine 5 supra 2 ori 1 pe 8. Deci 8-ul vine la numitor. 8-ul vine aici, lângă 2. Și se mulțește. Și face 5 supra 2 ori 8, 16. Foarte era clar. Da? Hai să mai vedem că alta. 4x egal cu 8 pe 3. Rezultă x egal cu 12 supra 8. Ia să vedem dacă așa este. Egal cu cine? Vorbește. Hai să lucrăm pe îndelet, așa să vedem. Tu lucrează pe căiețel și eu te aud vorbind și scriu. X egal 8 pe 3. Da. Împărțit la 4 pe 1. Împărțit la 4 pe 1. Egal cu
Primul o lăsăm, așa am zis, egal cu 8 pe 3, vorbește. 8 pe 3 împărțit la... Cum e împărțit? Ori. Ori? Pe 4. 1 pe 4. Și egal cu? 8. 8 supra? 12. Mai poate fi simplificat? Da, prin 2. Chiar prin 4 merge deodată. Da. Că se parte și numărător și numitor. Când sesizăm asta, mergem deodată prin divizorul acela comun. Cel mai mare. 2 pe 2. 3. Deci vine cât? 2 pe 3. 2 pe 3. Asta spun. Că 4 ăsta ajunge la numitorul lângă 3. 4 ori 3. Dar la numitor... De ce au apărut 8 pe 12? Asta insist eu să spun. Și ca să văd dacă am reușit, dacă nu o să facem așa pe, cum spun, în fiecare pas, însă pierdem niște timp. Uite, dacă eu stai așa, 10x egal cu 5 pe 2. Scuze. 10x egal cu 5 pe 2. X egal cu? Rezultă x egal cu? La noi? Nu. Da. La voi. La noi. Școala noastră. La urmă. Deci... de urgentă. Sarcovs 2 în Bacău. TSU. Da. Îți pregătiți. Da. Deci x egal cu? Cinci pe 20. Așa. Zicem 5 supra. Scriu direct că e opusă. Adică 10. Parcă, da? 5 supra. E greu să... 10. E greu să scriu în mintea asta. Păi, dacă nu ține minte pașii ăștia care facem la doua răsturnată, da. Și de ce an se întâmplă așa? Da. Și face 5 supra 20, nu? Ai zis, da, bine, da. 5 supra 20, care se mai simplifică. Nu o lăsăm așa, totdeauna avem grijă să simplificăm. Cât face prin simplificare fracția? Prin cât? Prin 5. Da. Și cât face? 1 pe 4. 1 pe 4, da? Împărțim 5 și numărătorul și numitorul. 1 pe 4. Bun. Dar dacă aș fi spus așa, 100x egal cu 7 pe 3. Vreau deodată să-mi spui. X egal cu? X egal cu... 7 pe 300. Sigur că. X egal cu 7 supra 300. Adică 3 urmat de cele două zerouri. Parcă cele două zerouri au coborât aici. Ca urmare a faptului ți-am mulțit 3 cu 100 supra 300. E perfect. Bun. Hai să ne întoarcem la exercițiul nostru. Și spunem așa, Mariu. Deci dacă ar fi, dacă ai fi avut 23, să zicem, dacă ar fi fost, chiar așa spunem, scrie din nou x egal cu 0,23 în perioada 786. Scrie din nou x egal cu 0,23 în perioada 786. Da. Și spunem așa. Dacă ar fi fost, dacă ar fi fost așa, 23
virgulă 786, pe ăsta la, în perioadă, pe ăsta l-ai fi putut transforma? Deci dacă ar fi fost așa, 23,786, ai fi putut găsi fracția pentru el? Da. Adică, spune, continuu, fiindcă perioada este imediat după virgulă, așa, hai că am făcut asta. Deci am făcut asta, știu ce să fac. Și dictează. 23.000, da. 26. 786. 23. Minus 23. Totul supra 999. Totul supra 999. Perfect. Și facem calculul ca să fie scris. 6 din 3. 3 din 6, pardon. 3 din 6 egal cu 3 din 6 egal cu 3. Da. 6. Da. 7, 3, 2. Super. 23.763. Supra 999. Da. Deci asta știi. Dar cum să apară de aici, aici, Măriuca? Uită-te tu cu multă atenție. Cum să apară 23,786? Ce ar trebui să-i faci acestuia? Cum ai putea să ajungi tu de aici, așa cum arată aici? Ce să-i faci numărul ăsta ca să reușești să-l aranjezi așa? 23,786. Adică virgula asta să sară, să se ducă tocmai aici. După 23. Hai, hai că poți. Știu că poți. Ca virgula să sară peste două cifre. La dreapta peste două cifre. Înmulțim. Sigur că da. Înmulțim toată asta, egalitatea asta, o scriem din nou și o mulțim cu 10. Deci scriem din nou. X egal cu. X egal cu 0,23 în perioadă 786. Și mulțim totul, ai spus bine, cu 10. Nu cu 10. Cu cât ai zis? Cu 10? N-am zis cu cât. N-ai zis cu cât. Dar tu spune acum. Ajută-mă. 100. 100? Sigur că da. Înmulțim cu 100. Și ce devine egalitatea, echivalent, după înmulțirea cu 100? X. Egal cu 23, nici nu discuți că dacă e vorba de două cifre, trebuie să muți, ai mulțit cu 100 tocmai din motivul ăsta ca să ajungă virgula peste două cifre. Deci egal cu 23, ăsta e motivul, 23,786 în perioadă. Și acum la asta știi ce să faci, cu cine este egal asta? Asta este egal cu fracția care am făcut-o adineauri. Sigur că da. Că știi exact. Deși cea care am făcut-o adineauri, adică 23, știi bine să scrii tot numărul, scăzut 23, dar nu mai repetăm că e deja făcut. Și este 23.763, totul supra 999. Așa încât, în clipa asta, avem, scriem din nou, 100x este egal cu 23.763
supra 999. De unde un singur x cât va fi egal? Dacă 100x e egal cu asta, un singur x cât va fi? Un singur x... Am făcut destra. Da. Stai să scriu repede. De ce ori? Păi 100x înseamnă 100 ori x, nu? 23 ori. 23, am pus eu punctul ăsta aici ca și cum aș împărți 23.763, da? Nu are rost să mai pun punctul, că tu știi să citești, nu se pune problema. Nu-i ori. Hai să lăsăm așa, 23.763. Ca și cum aș fi împărțit din 3 în 3 cifre ca să văd eu că-s 23.000, da? Da? Nu are rost, era o pierdere de timp. Și nu are rost că tu nu te afli în situația asta. Deci 23.763 supra 999, cât va fi x-ul de aici? Deci 23.763 supra... Da. Supra... 99.900. Deci cei 3 din 9, la care pui două zerouri, nu? Da. Mulți cu 100. Deci 99.100. Păi înseamnă că am găsit. Am găsit răspunsul. Deci x-ul ăsta, 0.23786, are ca fracții, că doar asta trebuia să găsim noi, să găsim fracția care, prin împărțire, se conduc la numărul ăsta zecimal. Invers, având numărul zecimal, să găsim fracția. Deci fracția pe care am descoperit-o, asta este 23.763, totul supra, 3 de 9, câți erau în partea periodică, supra două, și în continuare două zerouri, câte cifre are partea neperiodică, că așa a fost din cauza că am mulțit cu 100, ca să mutăm virgula la dreapta. Și am mai pus încă două zerouri, nu? Lângă 999, din cauza că am împărțit prin 100. Deci asta e fracția pe care am căutat-o. Asta e fracția deșteaptă. Și acum ne-am aflat, am descoperit tehnica de a transforma un număr periodic mixt în fracție ordinară. Se scrie tot numărul, 2, 3, 7, 8, 6, se scade 23, uite, 2, 3, 7, 8, 6, minus 23, scădem partea neperiodică, supra atâția de al din nouă, câte sunt în perioadă, 3, și urmat de atâtea zerouri, câte sunt în partea neperiodică. Fiindcă partea neperiodică a avut două cifre, am pus două zerouri. Dar acum, ți e clar de ce două zerouri? Că a fost împărțirea prin 100. Și 100 are două zerouri, nu? 999 a fost înmulțit la numitor cu 100. Dar la 1000 punem 3 zerouri. Deci dacă ar fi fost după virgulă un număr neperiodic, sau să zic grupul de cifre neperiodic din format din 3 cifre, ai zis foarte bine, atunci am fi pus încă 3 zerouri. Deci asta e tehnica. Ușor, ușor am pus mâna pe ea. Este superb. Dar dacă eu spuneam așa, Mărica, dacă ai un număr de transformat periodic mixt, un număr zecimal periodic mixt în fracții ordinare, faci așa, scrii tot numărul, scazi partea neperiodică, suprată de din nou cât ai aici și urmat de atâtea zerouri cât ai în partea neperiodică. Și tu spuneai așa,
te uiteai la mine și spuneai, zici, păi cum să fie așa ceva? Dar cine o visa să facă toată scăderea, nu știu ce, și atâția deal din nou, și zerouri puse, și nu știu ce. E, ți se părea atât de ciudat să memorezi un lucru pe care nu-l înțelegi, încât doar spuneai așa, cine, cum, ce fel, de ce așa ceva? Iar acum ce am făcut noi este și demonstrația. Deci tu înțelegi de ce am pus zerourile acelea jos. Pentru că a fost înmulțit cu 100, cu 1000, cu 10, depinde câte cifre am avut. Și când aflăm pe X, sigur că vine jos. Împărțim prin 10, 100, 1000 ca să aflăm pe X-ul simplu. Asta înseamnă matematica cu adevărat. Vă spuneam mai devreme că noi nu facem numai pentru ca să ne lămurim. În timp ce ne lămurim noi amândoi, le spunem tuturor celor care vor vedea, profesori, elevi, părinți care vor urmări, că matematica are un fir logic și totul curge așa din relații în relații. Nu aruncăm niște formule așa, pentru că le poți uita mâine. Și dacă le-ai uitat, ce te faci? Dar dacă știi cum se face jocul, cum se ia, cum se așa, atunci totul este perfect. Crede-mă că acum, eu făceam cu totul și cu totul altfel. Era o ciudățenie care o făceam eu și nu mi-am amintit. Dar acum mi s-a părut atât de logic, așa de curat, așa de frumos felul ăsta de a lucra, încât m-am bucurat tare mult. Deci nu dar aveam... Continuă tu și pe aia să zic ceva? Da, deci nu aveam acuratețe așa, forma asta așa naturală de lucru cum ți-am prezentat-o ție astăzi, acum în clipa asta. Nici când am început ora n-am știut foarte bine. Dar din clipa în care am început ușor, ușor să intru în exercițiu, ai văzut că m-am pregătit cu niște ecuații de acelea simple ca să văd cum fracția o împărțim prin ăla, prin 10, prin 100, ca să văd cum ajungi aici zerourile. Deci vreau să înțeleg eu în timp ce lucram ca să am șansa să mă pot agăța de cea mai rapidă idee de lucru. Da? Asta înseamnă frumusețea matematicii. Spune-mi, vrei să mă întreb ceva? Înainte credeam că, bine, acum m-am gândit eu mai logic, credeam că 23.763 pe 99.900 era mai mare decât 23.763 pe 999. Cine? Ăsta crezi că e mai mare? Ăsta crezi tu că e mai mare decât așa ăla? Așa am eu, dar după aia m-am gândit logic. Sigur că da. M-am gândit la un cerc. Deci, un cerc. Sau, bine, două. Primul în parte în 999. Da. Așa. Și al doilea, 99.000. Sigur că da. Mai mult asta îmi zice care e mai bucata mai mare? Sigur că da. Ei se sesiza rapid că bucata pe care o obții când ai împărțit la 999, la 99.900, e de 100 de ori mai mică asta. E de 100 de ori pentru că cel de sus 99.999 este mulțit cu 100. De aceea e de 100 de ori mai mic. Nu vine clar, de ce mulțim cu 100? Nu cumva dă mai mult? Deci de ce mulțim cu 100? Păi uite că noi am avut nevoie să mulțim... Dar în fracții mai multe, de fapt, mai puțin. Deci când numitorul crește, înseamnă că noi împărțim întregul acela la mai multe. Când numitorul ne arată în câte părți împărțim întregul. Da? Cu cât îl împărțim la mai... Pâinea un pas la mai mulți... Poți să te gândești la supraunitare și subunitare? Sigur, te poți gândi și acolo. Dar dacă vrei să compari, iată, vine vorba. Uite că mi-a venit în minte așa să te întreb. Care din fracțiile 7 supra 8
și vecina sa 8 pe 9. Care crezi tu că e mai mare? 7 pe 8 sau 8 pe 9? Uite, iată o altă problemă. Șapte pe 8. Deci tu spui că 7 pe 8 e mai mare decât 8 pe 9. Ce argumente ai? Cum mă convingi? Cu un cerc? Sau două? Deci pe un cerc și împarte în câte părți? Pentru primul. În 8. Și pe a doilea în 9. Bun. În 8 și iei 7 din ele. Exact. Atenție! Tu trebuie să vezi. Și acolo împarți în 9, dar iei 8. Iei mai multe. Aici e problema, să văd cum compari tu cu aceste două fracții, 7 pe 8 și 8 pe 9. Ce fel de fracții sunt 7 pe 8? Amândouă, de fapt. Ambele sunt subunitare. Amândouă sunt subunitare, corect. Cum facem să vedem care e mai mare? Amândouă sunt cu 0 virgulă. Sunt egale. Sunt egale? Wow! Ce mi-a venit în mintea? Ia să vedem care din cele două fracții mai mari. 6, 8. Ce adică să faci? Spune și mică să înțeleg și eu. Cum asta parte nouă. Și din cele 9 iei 8. Da. Nu-i ușor. Ambele ne mai rămân doar o bucată. Da. Dar una e drept, rămân la ambele. În ambele situații ne rămân doar o singură bucată, da? Dar bucățile cele care rămân nu sunt egale. Stai, că acum sunt confuză. Nu? Aici e problema. Cum constați din cele, când împarți la 8, au anumită mărime și același cerc sau același segment îl împarți pe urmă 9 și iei 8 din ele. Ai spus bine că rămâne de fiecare dată câte o bucățică. Care din ele, dintre bucățele cele, crezi tu că e mai mare? Haide, cea de la 7 pe 8. Așa că împărțim mai, nu? Dacă ar fi să împarți prăjitura în 8 părți, aceeași prăjitură și să împarți pe urmă 9, și din cele... Aia va fi mai mică, dacă e aceeași prăjitură, dar ca să împarți 9, e un pic mai mică felia. Corect, corect. Deci ai un fel de argumenta... Și împarți de multe ori din 8 o prăjitură și nu 9. Da. Deci este un mod de a argumenta în clipa asta. De 7 pe 8 este mai mare. 7 pe 8 e mai mare. Așa pare, așa din simțul tău, din bunul simț matematic, din bunul simț matematic pe care îl ai, 7 pe 8 pare să fie mai mare ca 8 pe 9 și ai și argumentat într-un fel. Dacă aș lua o prăjitură și o împarte în 8 și iau din ele 7, îmi rămâne o bucățică aceea, feliuța, îmi rămâne feliuța una singură, care e sigur mai mare decât în situația în care aș fi împărțit în 9 și aș fi luat 8. Dacă îmi zici că e incorrect, eu mă apăgeam. Dacă eu îndrăznesc să spun că nu ai dreptate, tu spui așa, nu te pot crede într-un fel, îți spun, nu te pot crede niciodată. Noi terminăm discuția aici, într-un fel, care spui tu așa, nu? Mai categoric. Terminăm discuția aici pentru că n-ai tu argumente să-mi spui că ar fi invers. Da, zic argumentul tău și gata. Dar știi ce visez eu? Dacă cele două fracții ar avea același numitor,
dacă aș avea același, visez la asta, dacă cele două fracții ar avea același numitor, atunci numărătorul, cea care are numărătorul mai mare, este mai puternic. Și bine, dar cum se face asta când una îi pară și una doar se împarte prin trei? Bun, dar noi găsim cele două fracții, ne putem gândi să le care ar fi numitorul comun între 8 și 9? 1. Păi e divizorul acela. Numitorul înseamnă un număr care se împarte exact și la 8 și la 9. E, 8 ori 9 face 81. Deci 8 ori 9? 82. 81 cine făcea? 9 ori 9? Uite. 72. Mărica, de câte ori ai un moment de acesta, că se poate întâmpla oricui să aibă un moment în care să aibă un moment de nesiguranță. La 8 ori 9, eu fac imediat 8 ori 10 minus 1. Și tu poți să faci așa repede, dar eu nu pot. Dar foarte repede, dar nu, dacă faci antrenamentul ăsta, ascultă-mă, atât de repede merge, cât imediat te agăți. Adică să stai 8 ori 9... Pierzi niște timp, dar timpul ăștia sunt goi, timp morți. Și atunci, decât stai în timpul ăsta și să dai și răspunsul greșit, zici pe 9 ca fiind 10 minus 1 și apară, în mintea ta a apărut 80 minus 8. 80 minus 1, 72. Și ești sigură. De aceea insist pe asta. Deci nu întâmplător. Deci asta e rețetă pe care o aplicăm de fiecare dată. Deci când avem un moment de ezitare, avem șansa, am stabilit împreună, că pe locul întâi păstrăm cifra mai mică, pe locul 2, dacă e 9, zicem 10 minus 1, dacă e 8, zicem 10 minus 2, dacă ia e cifra a doua este 6 sau 7, zicem 5 plus 1, 5 plus 2. E foarte, foarte simplu. Deci ai bastonul tău, ai siguranța totală, mă apelează la asta. Da? Hai să ne întoarcem. De 72 era. Și atunci cu cât se amplifică în fracția asta? Cu 9 și cealaltă cu 8. Așa. Și cât devine? Echivalent cu scrierea. 72 jos. Deci... Când înmulțim și numărătorul și numitorul. Deci cele două prietene devin 7 ori 9. 7 ori 9. 63. 63 supra. 63 supra 72. Corect. Și vecina sa... 64. Da. Pe 72. Ok, deja se vede. Da? Și acum gata. Gata, ăsta e modul de a cumpăra două fracții. Deci acum am descoperit o șmecherie foarte tare. Ca să cumpărăm două fracții care nu ni se par nouă foarte ușor de văzut. Aici am oferit au părut foarte bine, dar dacă sunt niște numere mari, nu mai sesizez asta. Și atunci te strădui să ai același numitor. Având același numitor, numărătorul va decide. Cum 63 e mai mare decât, da? Cum 63 e mai mare decât 64, atunci de aici rezultă că 63 supra 72 e mai mare decât 64. E bine așa? Nu. Nu-i, mă. Și noi ce am spus data trecută? Că e mai mare 7 pe 8. Și nou în calcul ne-a arătat cât invers este. Extraordinar. Extraordinar, ne-am păcălit, vezi, Măriuca? 64 pe 72. Fantastic. Deci 8 pe 9 e mai mare decât 7 pe 8.
Așa ne-a ieșit. Nici nu-mi vine să cred. Deci nu-mi vine să cred că s-a întâmplat așa. Ai spus mai devreme ce mi-ai spus? Mi-ai spus așa mai devreme. Puțin cum? Puțin aceleași chestie și noi luăm mai puțin din una. Ok, ai avut dreptate. Sunt tristă. Ce, ce tare! Iar am fost și eu de acord cu tine când mi-ai spus așa. Că dacă cumva îndrăznesc să spun că nu e adevărat, fai de mine. Și eu că n-am îndrăznit, dar mi-a venit în minte să comparăm fracțiile. Cum? Cu același numitor. Asta e șansă imensă. Eu plâng. Știi, cred că și eu sunt în stare să plâng după tine, pentru că eram cât pe ce să fiu de acord cu tine. Și am, numai că mi-a venit în minte să le comparăm așa, să aducem același numitor. Ce lucruri minunate este. Să nu mai îndrăsnim. Hai să împărțim pe 7 la 8 cu decimale. Hai să vedem acolo unde vine decimala aceea care face diferența. Nu, sunt curios. Vreau să mă convinc. Ia tot e mai mare. Hai să facem. Să facem împărțirea 7 la 8. Să vedem cât dă. Să transformăm în decimale. Deci 7 împărțit la 8. Te rog. Egal cu... Hai, vorbește. Stai. Zero. E zero virgulă. Punem un zero, da. De 8 ori. 64. 8 ori 64, da. Rest 6. Da. Punem 0. De 5 ori. Nu. E prea puțin 5, cred că. 6, 6, 6. Chiar 7, cred eu. 7 ori 8? 7 ori 8. Oh. 50. Merge, nu? Da. 7 ori 8, 56. 4. Da. Coborăm 8. Nu 8. Punem un 0, că continuăm. Nu știu ce am.